Bună și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am luat eu de pe import direct, de pe site-ul import direct. Cam așa arată produsele pe care le-am luat. Le-am desfăcut deoarece a fost o comandă comună cu mama mea. Însă am zis să vă arăt și vouă. Cineva mi-a recomandat un balsam de, de rufe de la Sanu și o să vă arăt că mi-am luat ceva. Și rog persoana care mi-a spus să-mi spună dacă este ăsta sau să referea la altul. Și eu o să-i dau drumul și o să vă arăt că mi-am luat această vopsea de la Saez, Glow Sensation, fără amoniac, nuanța asta de roșu, aici se vede un pic mai închis, în realitate este un pic mai deschis. Mi-am luat astea două cutii și mai am un set de trei, mi-am luat cinci cutii în nuanța asta, cam așa arată ele am zis să am un stoc. Mi-a plăcut un nuanță, așa au fost la, nu știu, în jur de 6 lei. Așa că își merită toți banii. Tot pentru mine mi-am luat această mască de păr de la Panten Prove Gold Ser Series. Are 225 de mililitri. Ce mi se pare ciudat este că această mască nu are niciun sigiliu, nu îmi pare rău că nu pot să vă deschid, dar nu are niciun sigil, pur și simplu îi dai capacul și asta mă cam nedumerește cumva. Nu cred, că ar, nu cred că este ok să fie așa pur și simplu capacul și nu știu ce să zic. Dar nu, o să văd. În continuare mai am acest deodorant de la FA. Eu am mai luat deodorante din acestea de la FA de pe site de la ei și mi-au plăcut mult. Lovely Wings, așa se numește. Cât are asta? 150 de mililitri, a fost 5,80-6 lei, cam pe acolo. Și miroase ok. Mai am aici acest detergent. Ups! Uh, nu o să-l citesc, <laughs> să nu pocesc numele. Uh, la 400 de grame, a fost undeva în jur de 2 lei și ceva, cred și mi-am luat 5 cutiuțe din acestea. Sper să fie ok. Mi-am luat și un set de 3 lumânări din acestea. O să îmi trebuiască acum de Crăciun pentru... Știți voi la ce se folosesc lumânările astea? Ca să nu intru în detalii. Mi-am mai luat acest spray de păr de la Gliscăr Ultimate Resist. Hair Repair. ok. Nu știu ce să vă zic despre el, n-am mai folosit. La 100 de mililitri. Cam așa arată, are o textură mai grosuță așa. Și este cumva lăptos așa. O să vedem ce e și cu el. Și mi-am luat și aceste trei rezerve de balsam de rufe de la Sano Maxima. Acesta este cu lavandă și paciuli și unul din acesta are, vă spun imediat, dacă și găsesc. Cât ai tu? Cât ai tu? Bine. Dar nu văd să scrie nicăieri, nu știu de ce. Chiar nu văd. Un litru. Dați scrie aici. Și miroase prin ambalaj, chiar miroase bine. Și chiar sunt curioasă dacă este cel pe care mi l-ați recomandat voi. L-am mai luat pe acesta, Sano Maxima cu Blue Blossom, pentru țesături cu parfumare intensă. La fel are un litru. Pe asta scria destul de mare. Ups. Iar ultimul este ăsta, uh, Sano Maxima Blue Liliac, parfumare îndelungată. La fel, are un litru. A fost 8 lei unul, așa că mie mi se pare o afacere bună. Iar ultimul produs pe care o să vi-l arăt, o să rog pe băiețelul meu să mi-l aducă, că deja l-am pus în funcțiune. Te rog frumos, și cutiuța. Este vorba despre acest aparat de la Airwick, cam așa arată el, a fost în jur de 23, 24 de lei și vine împreună cu un, o rezervă care era deja pusă în, în aparat, cam așa arată cutia ambalajul, Beach Escape cu mango și ceva nu știu, să vă zic, dar miroase extraordinar de bine, extraordinar de bine și avem nevoie aici în cameră de un astfel de aparat, așa că l-am luat pe ăsta, până și cutia miroase. Și cam asta a fost tot ce am luat eu de pe import direct. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept în continuare pe acest canal. O zi frumoasă, la revedere!